Individul trăia de câțiva ani cu mama fetei și cu alți trei copii minori. Cu ceva timp în urmă, aceasta l-a părăsit, iar pe fată a lăsat-o în voia sorții. Vecinii spun că ea ar fi aflat că fata este abuzată de concubin, acesta fiind și motivul pentru care l-a părăsit. Am auzit și noi toată lumea în sat că așa spăd acolo. Și de-aia a plecat biată masa de aici. Și uite vecina aia de acolo unde e cară lemne, aia, tot așa i-a spus direct că era prietena cu ea masa. Și a spus plecă dacă... Ce să facem? Am înțeles că maică s-a fost soție, mama fetii i-a prins când întreținea relații sexuale, că s-a fost și motivul că s-a despărțit. Totul a ieșit la ivare după ce fata i-a povestit unui consătean chinurile la care este supusă de tatăl vitreg de mai bine de un an de zile. Abia atunci s-au sesizat și polițiștii care i-au întocmit dosar penal pentru viol bărbatului. Polițiștii au întocmit dosar penal, au procedat la reținerea autorului și au făcut demersurile pentru arestarea preventivă, fapt care s-a și întâmplat, individul fiind arestat pentru comiterea infracțiunii de viol. Riscă o pedeapsă între 5 și 12 ani, conform noului copilului. Fata abuzată și ceilalți trei frați minori au fost preluați de Direcția Județeană pentru Protecția Copilului Teleorman, fiind incluși într-un program de consiliere psihologică. În momentul de față avem toți copiii în sistemul de urgență, deja facem, demarăm să schimbăm regimul de urgență, să schimbăm în plasament de tip familial. O să menținem ca toți copiii să fie împreună.